El ne-a emoționat până la lacrimi cu un videoclip care poate spune mai mult decât mii de cuvinte. Un filmuleț care nu poate lăsa indiferent pe nimeni și noi abia așteptăm să aflăm toată povestea din spatele lui. Ci de la cine oare să aflăm, dacă nu de la Vale Boghean și ajutorul său Ronin Terente, cei care au înlăcrimat tot internetul cu producția lor video. Salutare, băieți! Noroc! Hello. Bine ați venit! Hello. Ai înghețat, așa? No, eu când mor la tine, bine ați revenit! Care și unde? Unde vreți, acolo vă așezați, să vă fie vouă comod. Ia spuneți, ați primit atâtea reacții pozitive la această producție video și știu că de fapt era un vis de-al tău de mult să filmezi un videoclip pentru această melodie. Salut! Mă gândesc că orice băiat, orice tată ar trebui să aibă așa vis, cred eu. Este un vis care l-a văzut în mare parte omul ăsta de lângă tine, toată lumea te știe, spiritul ăla, hai să zicem, nu neapărat de golan, dar de om căruia îi place să rupă toate stereotipurile. Acum ai păstrat o latură din tine pe care puțin o cunosc sau puțin o arăți. Da, vezi că ca tot om am și eu suflet. Chiar dacă de la desu, da, chiar dacă știi, chiar de, vreau să zic că omul nu e un ambalaj, omul are suflet și de la dâns nu te îngraș, dar este el acolo. Ce că cântărește vreo 300 de grame. Vreo 300 de grame. Păi uite, cu astea 300 de grame am încercat noi să muncim de data asta împreună cu Vale. Nu e prima noastră colaborare, din câte deja cunoașteți, numai că asta a fost cea mai amplă, sensibilă, dacă pot să-i zic așa, foarte, foarte bine complicat, nu știu cum să zic. În primul rând vorbim despre o pierdere, știi? Și cu siguranță, din cei care ne privesc, cu siguranță fiecare are tipul lui de relație cu părintele. Acum ne referim concret la tată-fiu, tată-fiu, știi? Unii mai complicat, alții mai puțin complicat, alții, la mine, de exemplu, a fost perioada, a fost și mai complicat. În copilărie, ai mei poate voiau un pic alt tip de așteptări, taică mă vreau să fac, eu eram foarte sensibil, eram tipul ăla de copii care plâng când am, așa, miorlăil, îmi spunea, știi, adică eram așa destul de sensibil. Plus, mie îmi plăcea să scriu, taică mea nu putea să înțeleagă ce fel de muncă e asta scrisă. Adică munca asta e cu ciocanul să dai, cu sapa, să cari, să chestii, să prășești. Așa 4:30 dimineața, să mergi să faci o treabă. Adică bărbatul trebuie să facă o treabă, să scrie, să... Ce prostii sunt astea? Asta sunt chestii de muier, știi? Scuze, adică asta zic așa, practic, mătamo, cum o zicea tata, știi? Pentru că taică mea a fost așa un tip care a rupt la vremea lui. Și la un moment dat m-am angajat chiar aici, că am fost coleg cu cei de la prima oră și mă vedea la televizor, mă vedea lumea la televizor. Îți dai seama, în sat, se vede lumea la televizor și îi creștea inima, pentru că îi spunea, băi, l-am văzut Tudoraș. Tudoraș îl cheamă, taică, știi? Prietenii spuneau Fidot, dar ăsta spuneau Tudoraș. Tudoraș. Uite, pe tine te-a văzut tata la televizor. Tu ai avut norocul ca tata să te asculte. Relația mea cu tatăl meu este mult mai eroică, pentru că eu sunt a 14-lea în familie și putea el să nu mă aștepte orice de la mine, sau eu deja am zis, bă, dar prost, când ai uitat și de mine. Puteai să te oprești oricând, la 10, la 5, dar nu la 14. Da, a reușit să... Pentru că tot ce înseamnă muzică vine de la el. Tot ce înseamnă muzică în toată familia noastră vine de la el. Mai ales dacă treceam critica lui, înseamnă că era totul bine. Te critica? Fauleu, numai de cel asta. Mai tare. Numai de asta astăzi mie mi-e ușor în lumea asta. Adică eu am cumva... El m-a călit într-un fel anume lucrurile astea. Ce vreau să zic în situația mea, că oricum eu am avut așteptări mai mari de la el. Unul din lucruri, el n-a fost la niciun concert de-a meu. N-a fost? Da. Nici a meu n-a fost niciodată, mă, un eveniment de-a meu. Atunci, de aici apar multe alte chestii. Nu că n-a avut ocazia, am încercat de... Principial.
Eu știi? Te văd de acasă. La, dar poate eu nu vroia să plângă. Să-l vezi tu plângând. Și eu mulți ani încercam să, să te gândești caut, de ce? Să-i justific chestiile. Dar asta nu a fost o problemă pentru mine. Nu ai rămas supărat pe asta. Aoleu, eu asta încerc să vă spun și prin cântec. Cei care se supără pe tata, mama, țară, femeie, copii, înseamnă că e ceva au pierdut în viața asta, ceva au pierdut. N-ai cum să te superi pe el. Doar încerci să înțelegi și să înveți. Dar uite, de când tu ai devenit tată, îl înțelegi pe taică-tău mai mult? Da, trebuie să recunoaștem asta. Cei care, cine și cine relație au avut cu tata, parcă ți se deschide o poartă, deodată. Ți se deschide o altă dimensiune. Din moment când ai un copil, dar dacă mai este și fiu, gata. Aștepți? Asta o știu pe pielea mea și înțeleg pe zi ce trece și numai datorită relației și amintirilor mele cu tata încerc astăzi să am cât mai multă răbdare, cât mai mult tâlc ca să nu-l... Dacă să vorbim despre educație, pe timpul ăla eu zic că nu se educau, dar se dresau.